Clarie, mira. Mamă, mă, că am zis că e o seară romantică și nu ne grăbim așa ca iepurii. Crezi că a trecut deja seara, că s-a făcut noapte, că... Auzi, e abia ora 10 și noi nu ne culcăm cu găinile, da? Scuză-mă, nu, n-am vrut să zic, știu că e un subiect sensibil, așa, mă ierți? Da. Nu-ți alegi vecinii. Așa? Fii bestie! Nimicește-mă! Ce faci? Ce e normal în ambianța asta? Nu vrei tu să le arătăm cum să face treaba profi? Stai, dragă, că o să le arătăm, dar acum oricum e balamuc și nu se aude nimic. Lasă să termine ei și când vor să se odihnească, le dăm daună total. Și dacă durează... Că nu durează, îl știu pe ăsta, e bags bani. Bags bani ăsta de care ziceai, editai taurele, nu? A, cine știe, o fi schimbat tipa animalul. Așa, porcule, fi câine! Bine că am lămurit misterul animalului, care de fapt e două, e și porc, e și câine. Da. Mamă, sclava ta! În genunchi, târătură, că te... Hai, deschide... Vreau să fie panaram. Stai, mă, ce a zis, să fie panaram. Nu-mi va fi soarele. Stai, măi, stai că-l zic eu acum. Bă, ți-ți de ce-ți, mă! Pe cine faci tu dement, babo? Pe cine faci tu, băbăciune, panaramă? Pe cine faci tu, panaramă, țărane? Te știe? Nu, iubesc, scuză-mă. Nu, că eu nu te cred pe tine, țăran, să știi? Nu. Nu, eu m-am gândit așa că e un consultant din ăsta care ți-a recunoscut vocea. Că tu ai și o voce puternică, eu te-am auzit cântând. Da, sunt Pavarotti, nu altă. Hai, las-o așa, ce să mai... Hai, gata, am pas picioare, am plecat. Mă duc să-l amendez pe Constantin pentru tulburarea orilor de odihnă. Că așa nu se mai poate. Și așa s-a strâns prea mult romantism în mine. Macar pe el să mă dă șcarc. Chiorete, e baia acolo. Adică, acolo. Păi și acum îmi spui că până acum am ieșit. Mă rog. Ia zi pe la ce oră să chem fetele mâine la casting. Lasă, că nu mai e cazul. Pupăză, e cazul, crede-mă. Și stai liniștit că n-o să ne mai deranjeze vorba. Cine a făcut asta? Eu, bineînțeles. Păi cine altcineva putea să îmblânzească fiara? Că e fiară de când îți căutăm femeie. Păi, numai tu ești inconștientă. Ce? Dacă află presa, ne-am nenorocit. Asta este sechestrare de persoană, este abuz fizic, e privare de libertate. Du-te și dezleagă imediat. Du-te! E sigur? Da, du-te! Stai! Păi da, stau, că nu putem să o eliberăm. Păi asta spun și eu. Nu putem să o eliberăm până când nu-mi explici cum o să o convingi să nu facă scandal că ai sechestrat-o. Că știi că e scandal, Joaică. Păi, da. Păi, trebuie să găsești ceva. Fii atentă. Și tu ți-asumi toată răspunderea. Eu? Da, tu. Să nu cumva să mă implici pe mine că vă dau afară pe amândouă. N-auzi, iubit? Să știi că mie îmi pare rău pentru seara trecută. Îmi pare rău pentru... Dar tu știi cum e. Când n-ai bani de rezidențial, trebuie să suporți toți țărani, ăștia, ghiolbanii, vreau să zic. Lasă, mă, mica. Și azi liniște că la rezidențial e și mâine sol. Că acolo s-a mutat fără toți parveniți. Bă, dar toți? Mă, și aia n-are niciun pic de respect pentru nimica în micuța. Pic de respect! Păi eu când eram polițai, mă, știi cum băteam rezidențiatele astea? Din culcare în sculare și din sculare în culcare. Știi câte pingele mi-am dat, dracu?
Păi ploua cu reclamații. Ba că un, e locul de parcare ocupat. Ba că bate copiii mingea. Ba că facă aia scandal. Ba că dragi, ba că laci. Mama nebunit. Plus că blocurile astea noi. E bătaie de joc cum e făcute. Mă știi cum are pereții de subțiri? Mă jur că e foaie de ceapă. Da. Bă, dacă bei un pahar cu apă, se aude dincolo. Da, că de dezvoltatorii ăștia, ei vrea să facă bani, nu izolație fonică, da? Așa e. Nu zici că ai dreptate? Păi și eu când mă duceam în târgurile de imobiliare, băi, ce crezi, mă, era plin, mă, da, plin de țăran. Bâșea de fermieri, care, da, veneau să cumpere apartamente copiilor ca să se dea ei mari în sat, că, mamă, s-au mutat copiii la oraș, auzi? Bac picioare în ea de analiza transcumanții de la sat la oraș. Și mi-a venit o idee genială. Hai să ne apucăm de oarește ce romanțe. Până nu vine toți dăsculții acasă și bagă iar cu adult channel. Ne dă dracu vibe. Hai mă, iubi, relax, mă. Că nu se întâmplă nimic. Nu începe nimic. Stai liniștit. Că e pura și sunt la program. Ăștia sunt corporatriști, mă. Ăștia până la ora 6 nu se ridică de pe scaun, îți spun. Bă! E prânzul! Sunt orele prânzului! Ia uite, bă! Ia gata. Am plecat să... Lasă unde pleci, că n-ai unde să pleci, rezolv eu. Nu plec, mă, mica, ies, mă, până la panou electric ca să-i trag în jos, e bun. Dar nu poți, pentru că are lacăt. Nu se poate. Păi și rezolv tu? Fii atent. Hai-ți! Poți să oprești curentul cu... De fapt, e chiar și logic. Că dacă trimiți energia în panou, el se supraîncălzește și face supra-tensiune și, pac, sare Ebru. Ce ai făcut? Lui? Nimic nu i-am făcut. Flexul lui i-am făcut. Păi și boala de ce urlă? Băi, de nervi, că i-am stricat feng shui-ul cu atelierul. Ce? Mi-a tăiat! Ebru! Hai că m-am prins ce vrei să faci! Sunt perspicac! Recunoaște! Ajutor! Ridică-ți-l, ai singur, mă! Meseriașule! Nu pot, că e tăiat! E doar sărit! Nu-i tăiat, mă! E tăiat, e jos, mă, uit la el! Ce să fac? Păi, îl ridici și să cuplează singur! Da, vezi, să te mai împingă-l cu coarne să dai drumul iar la flex. Că te găsești de draci, da? Cum dracu să mă ating fără un dege, că mi-e rău, curge sângele și... Păi zici că flexul lui e făcut ce ai făcut, nu lui. Exact, eu i-am spart discul, atât. Mica, așchile alea au zburat ră peste tot. Dacă intra una în ochi... De unde mă să știu eu, mă, că el are echipament de protecție? De ce își transformă el casa în atelier dacă nu știe să fie pregătit cu echipament? Alo, ministrul Chiorete sunt. Trimiteți urgent un echipaj smurd la... Zi adresa. Adresa de aici. La adresa de aici. Sănătate! Mă, ce mă enerv. Tot ministrul Chiorete, Ilari, la telefon. Să vă dau adresa până la urmă. De ce mi-ați închis? Ce faci, Pisi? Tu o să regreți amarnic. O să spun la toată lumea că m-ai sechestrat. O să te reclam inclusiv la ONU, la drepturile omului, peste tot. Oh, calmează-te, nebună, că nu te-a sechestrat nimeni. Eu... Am vrut să-ți fac o surpriză. Hai, lasă-mă, ce surpriză? E de asta. Ah.
de ce m-ai legat dacă era doar o surpriză? Păi ca să nu pleci până vine surpriza. Și ca să nu poți să-l atingi, că tu doar vrei să rămâi fidelă președintele și cu așa decor e cam greu să te abții. Aoleu, mămica, ce frige băiatul ăsta! Alo! Parcă era surpriza pentru mine! El m-a pus! Eu n-am vrut! Auzi, du-te la... Eu plec, îmi vin idei. Ancuța, 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 chiar, așa trage-mă de păr, nebuno. Domn ministru! Hai! Ce ați mă stat fără câini? Ancuța. Să trăiți. Permite să raportez. Raportez. La adresa indicată nu răspunde nimeni. Haiți. Lofilacul Leașin, de la emoragie, că a zis omul că le-a spargeți ușa, hai! Nu puteți să facem asta. Cum să nu puteți, mama? Puteți, că vă autorizez eu în calitate de ministru de interne. Spargeți ușa, ce-s mai? Dar nu autorizația e problema. Nu avem cu ce să spargem ușa. Eu zic să chemați descarcerarea. Ce descarcerare, ce descarcerare, că până vine amentitie aia, pierdem pacientul. Bă, lasă te la deș, bă! Ia uite, aici jumătate țol, iese sângele ca la Verdun. Pe balcon, n-avem timp de pierdut. Gata, urmăriți-mă. Primiar paranormalele ale naibii. Gata, boss. Am rezolvat cu Varvara. Nu va face scandal. Deci așa nemernică. M-ai închis cu stripper în anexă doar ca să-mi zădărnice șansele la pupăză, da? Emma, eu înțeleg că tu ai adus un stripper la Cotroceni? Exact. Și ar trebui să o pedepsiți pentru zădărnicirea măsurilor de combatere a depravării în incinta instituției prezidențiale. Să o pedepsiți că a fost nesimțită. Hai mai taci, naiba, că n-a fost nicio depravare. N-a fost depravare pentru că am plecat eu de acolo ca o femeie responsabilă și ți-am lăsat stripperul cu ochii în soare. Că dacă rămâneam acolo cu el, îi vedea soarele tot, nu doar ochii. Măi, fetele, voi ați luat o razna de tot? Eu nu, ba din contră. Am avut super control că dacă rămâneam acolo cu ăla și la cum arată, ne călăream de ne-auzea tot palatul. Dar dacă eu am zis că mă păstrez pentru președintele meu, mă păstrez pentru președintele meu. Eu vreau delicatesă, eu nu vreau păsat. Vezi? De asta trebuie să te combini repede cu cineva. Ca să renunțe domnița asta disperată la fițe și să treacă pe păsat. Ia zi, facem castingul mâine? Nu, pentru că nu vă mai ocupați voi de subiectul prima doamnă. Dar cine? Cineva puțin mai mult inteligent. Mati, vino în birou. Păi, ești nebun? Ce seamănă cu Mateescu, mă? Ce bine i-a făcut fața aia nesuferită. Auzi, dar totuși, cum să-ți aleagă o femeie robotul ăsta? Păi, tocmai de-aia, că robotul o să o aleagă bine. Pentru că o să-și folosească inteligența artificială. Da, dar inteligența asta artificială s-ar putea să-l facă să vă aleagă tot ceva artificial. Pentru că cine se aseamănă, se adună. Și s-ar putea să vă treziți lângă o drăgușancă care e toată din plastic. Și de-aia nu scăpați ușor. Pentru că plasticul rezistă și sute de ani. Ca și prostia. Hai că-i bună asta. Bravo, Mati, bun. Șeful, dar de
ce ați ales fața asta de bețiv ordinar pentru robot? Dacă mi-alegea una de frumușel prostovan, îți făceam concurență neloială. Place-mă de el, are umor. Hai că te face la vorbe, că e inteligență artificială. Nu se știe, că și ea e puțin tel artificială. Ha, 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 ha. Nu sunt deloc, eu sunt 100% naturală, da? Nu mi-am băgat nimic pe nicăieri. Da, păi, dar e și isterică, de la abstinență, că visează la pupăza de pe gard. Nu sunt isterică și nici abstinentă. Și nici nu e pe gard. Eu sunt naturală. Pot să verific. Normal. Wow! Dar cât îți ia? 3-4 minute, pentru că este scanare tactilă. Este RMN, ecografie, RMN. Wow. Aia nu e... erecție? Nu, e RMN. Re-me-ne. Ce faci, mancusa? Nu fac nimic, nu fac nimic. Sunt nervoasă, sunt agitată așa și mă simt și vinovată pentru accidentul omului. Vreau și eu să știu dacă e bine, dacă a venit de la spital, dacă, nu știu, ceva. Și aud niște scomote pe sus. Nu e mai simplu să te duci să-i bați în ușă omului, ca după aia să ne vedem și noi de treabă liniștiți? Ia auzi, să mă duc la ușa lui după tot ce am făcut. Ok, las, mă duc eu și verific. Tu stai liniștită că vreau să termin odată cu telenovela asta. Sau cu horrorul, că e vorba de sânge pe pereți. Trăiți! Ministrul Chioreta Ilarie mă deranjează. Am vrut doar să mă asigur că sunteți în regulă și aveți tot ce aveți nevoie lipsă. Nu vă lipsește nimic, pardon. Nu pot să cred. După ce că m-ați salvat, vă mai interesa și personal de starea mea. Ăsta e guvernul pe care l-am așteptat 30 de ani. Vă mulțumesc! Servesc patria! Măcar i-am făcut campanie, dacă nu altceva. Aș fi pipăit-o și mai mult dacă nu venea chefă, dacă mă înțelegi. Băi, neoși, asta ar trebui să fac și eu, să fac și eu pe robotul. Dar chiar o să zic că mi-am luat unul cu fața mea, că mi-am comandat eu unul care să... chipurile mă învețe să fiu un om mai bun. Cum dracu să te învețe, bă, un robot să fiu un om? Nu vezi că e nonsens? N-ar nimic, bă, ideea e să pipăi și eu ceva fără să mă pleznească. Înțelegi? Și asta e, fă ca robotul. Ce-i făi cu tine aceea? Ce-ai venit? Ai venit să te mai pipăie odată robotul pe la așezătoare? A început să-ți placă? Dar tu de unde știi? Ce? Adică de unde caută? Am o aplicație aici cu robotul pe telefon și mi-arată tot unde a fost, la orice oră, la orice minut și harta pe unde a umblat. Să vede că ți-a umblat la așezătoare. Păi atunci pornește-l cam niște treabă cu el. A, încă nu pot, că nu-i complet încărcat, să încarcă de la telefon wireless. Pornește, l-am zis. Nu, dă-te, Mata. Mati activated, Mati activated. Bun, și acu ieși că vreau să-mi fac o mamografie. Ai venit cu maică ta? Ce sunt? Cum adică? Un control la sân și trebuie să mă dezbrac. Ieși! Păi nu mai stau aici, că afară e frig. Urăneși! Că altfel trec la modul de protejare a intimității domnișoarei și s-ar putea să nu îți placă. Bine, anunțează eu circuitele, Mati. Las că mai vedem. Scoateți-vă sutienul sau doriți să vi-l scot eu? Mati, stai că eu nu vreau nicio mamografie. Te-am mințit doar ca să scap de mârlanul. Vrea președintele un portret robot să mi-l faci. Aoleu, al cui? Să mi-l faci, adică mie, e surd? Și atunci când e gata să-i lămânesc personal. Așa a zis el, n-am zis eu asta. Frumoasă încercare!
Emma, te rog eu frumos să nu-i spui lui Pupăză, da? Uite, dacă mă ajuți, o să uit de faptul că m-ai sechestrat. O să fie solidaritate de gen girl power, yay! Da. Și dacă îi spune și robotul că eu trebuie să fiu prima doamnă, o să se conformeze și mă ia de nevastă. Elena, și cum convingi tu o mașinărie să-i spună ce vrei tu? Păi eu programez, nu e calculator? Pentru ce sunt calculatoare? Nu să facă ce le ceri? Ia auzi, mă, păi și te pricep tu să-l programezi? Nici măcar nu știu unde are panoul de comandă. Și unde poate să-l aibă? Unde se și încarcă ea? Re, ce? Călduț, călduț, fierbinte, frige! Mamografie, codul personal președintelui. Ce, mă? Ți-a cerut președintele mamografia mea? Nu a ei, dar nu le-am găsit. Alu, Valu, ce aici, mă, traftir? Așa rău ați ajuns pe păiți roboții. Ieșiți afară, ieșiți afară. Ai înțeles greșit, nu, eu n-am pipăit. Nu contează, ieșiți afară amândouă până nu vă dau amendă pentru hărțuire cibernetică. Afară! Mai țipa, mă, nebunule! Afară! Destrăbălatelor! Trebuie să vii și tu fix acum, dar puțin și... Fierbinte, a? Bă, porcule, bă! Ține-ți instinctele în frâu, că o să spun! Domn președinte, am adus portretul robot! Ia, ia, ia! Dar ce-i cu puștoaica asta, dragă? Ei, asta întrebam și eu. Analizând soțiile și iubitele președinților din toată lumea, Mati a ajuns la concluzia că trebuie să aduceți la palat o fotomodelă, o manechină, o starletă de asta. Păi asta e moda lumii. Vezi Putin, vezi Trump, Macron are babă. Lasă, dragă, că ăla e excepția care întărește regula moșilor, na. Până la urmă, dacă așa spune Mati, care e robot, cine suntem noi să contrazicem inteligența artificială, nu? Exact. Și eu m-am gândit deja la cineva. Ia. Domn președinte, vă rog, trimiteți-o de aici, că asta e stare să terorizeze fata. Hai, hai, hai. Corect. Dă-te în... Da, vreau. În spate, Barbaro, ce credeai? Ce credeam, mi-ar fi plăcut. Ia, du-te, du-te, la colț, la colț, șezi. Așa. E bine și aici. E mult, dar fii atentă. Identitatea ei trebuie să rămână top secret pentru toți, nu doar pentru Varvara. Volumul 3 din Moara cu noroc. Contactează-o și dacă e disponibilă și interesată, adu-o mâine la o discuție, da? Volumul 7, ia uitați șeful câte volume sunt. 7, 8, 15, 16. Căcălău Moara cu noroc! Iubite, eu vreau ca seara asta să fie perfect. Și eu vreau mult. Da, da. Adică să uităm tot ce a fost anterior, toate ratările noastre. Exact. Și chiar vreau să-ți propun să sărim peste dans, băgala și măsa, ca să profităm de momentele astea de respiro. Că nu știi ce se poate ivi pe locația asta, că ai văzut ce numai nenorociri, numai alea. Exact așa o să facem, dar trebuie puțin ambient, așa, adică ia și vrei și o, uite, hai aprinde lumânările astea. Păi capul, Monica. Să-mi tragul, băi, ăștia e iepuri! Nu e iepuri, e nesimțiți! Face intenționat, da? Milițiene, ia-ți o pasta, bă! Hai să mai ai motiv să ne amendezi! Tu le-ai dat amendă? Oh. Dacă face intenționat și-a cerut-o! Dar las, las, că de data asta nu ne mai oprim noi la o simplă amendă! Că văd că n-a avut niciun rezultat și civilizație e ioc! Las că rezolvăm altfel treaba, nenică! Păi cine sunt? Taci, taci din gurița asta! Nu-i rosi pe tâmpeni! Aici, Chiorete Ilarie, ministru de interne! Da! O să vă punem câteva întrebări. Se face o evaluare. Pentru că validarea ca prima doamnă presupune totuși niște etape. Există un protocol. Dar mai bine vă explic mâine mai multe când ne vedem, ok? Mersi.
Ha? Ai văzut că s-a făcut răliniște? Și așa o să rămâie pentru foarte mult timp. Că i-a amuțit sparietura. I-a amuțit, da. Dar eu n-am auzit niciun zgomot de spart ușă. Și nici nu o să auzi. Că oamenii mei profesioniști, ei acționează cu berbece cu amortizor. Doar n-ai fi vrut să deranjăm un bloc întreg pentru niște iepuri. Ei a spart ușa în liniște. Acestea fiind zise, here I come, mama. Nimic. Și până la urmă, ce cătați aceea amestiților? Că eu sunt șeful vostru, sunt ministrul de interne! Să trăiți, domn ministru! Ne scuzați că am intervenit. Permiteți să raportez. Da. Se auzeau gemete de afară. Era întuneric și am crezut că aici trebuie să intrăm. Reconfigurăm! Hai. Nu reconfigurați nimic! Mergeți la bază! Ne cere scuze, doamnă, dar noi nu primim ordine de la orice civil. Orice civil, auzi? Ia de aici, mă. Doamna Maior! Ne atacă! Ce zi? Aruncă-o, dacă mă... Hai să-mi trăgul! Acolo nu era apartamentul lui Madame Ionescu care terminase de renovat? Și-aș dorea de mult open space, i-am rezolvat. Domnul ministru, permite să plecăm? Ieși! Ieși! Go, go, go! Poate când tragi de avia să facem noi angajeri dacă n-ai un metru. Mă rog, unde rămăsasem? Nu rămăsasem nicăieri! Nu? Mișcă și repară ușa! Că la nu vrei să o facem așa ca iepuri. Ce suntem pe câmp? Liniște, bă, că nu sunteți pe câmp! Ce ziceam? Bine că te doare în contă ușe, dar de gaura ta la Ionesca n-ai zis nimic. Nu trebuia să mă întâlnesc cu doamna Cucu? Emma nu mai poate să vină pentru că a luat iar foc un spital de la o priză. Știi cum e sistemul medical din România, te ține tot timpul în priză. Mă rog, să zic eu despre ce e vorba, nu că ar fi prea multe de zis. Postul tău e mai degrabă unul de asistentă a președintelui, nu de iubita lui, pentru că asta nu implică relații intime. Serios? Da, președintele a învățat din greșelile lui Oland, ale lui Clinton și nu vrea să încurce amant lucru cu administrația prezidențială. Păi, domn președinte nu este căsătorit, că de asta sunt aici, să fiu prima doamnă. Păi da, o să fii prima doamnă, dar doar de ochii lumii, că tu în realitate nu o să fii nici măcar a treia. Vezi tu, președintele are foarte multe femei care sunt în jurul lui. Ca de exemplu Dalia Stuparu. Ei chiar i-a făcut un copil. Și informația asta nu trebuie să o spui nicăieri, pentru că e top secret și zrici libertatea, da? Deci, dacă cumva rămâi singură cu președintele și o să rămâi și el îți face ochi dulci, trebuie să fii rece. Și când zic rece, arctic de rece, da? S-a înțeles? Am înțeles, da. De obicei sunt foarte veselă și îmi va fi destul de greu, dar mă revanșez, promit. Mulțumesc pentru pont. Nu uita, arctic de rece, da? Bună! Bună! Bună ziua! Bună, Roxana! Mă bucur că ai ajuns aici și chiar vreau să te felicit că ai reușit să treci de toate testările staff-ului meu. Și să știi că asta este mare lucru, pentru că ei sunt foarte exigenți. Sau, mă rog, exigente. Uite, dacă treci și de testarea mea, o să fie tot ok. Pentru început, aș vrea să ne cunoaștem mai bine. Domn președinte, sunt cea mai calificată persoană să fiu prima doamnă. Nu o să regretați nimic. Da, da, sunt convins că, mai ales că vorbești așa frumos. Știu, sunt cântăreață și de aia. Da, păi asta e foarte bine. Practic e un plus. E un plus și chiar aș vrea să te rog să, nu știu, să cânti ceva ca să mai destindem un pic atmosfera, să mă simt și eu mai bine, să... adică ceva vesel așa, poți? Nu. În momentul în care voi fi prima doamnă în acte, discutăm altfel. Da. Da, am înțeles. Oricum, tu ești o persoană foarte specială și o să te anunțăm noi dacă ai câștigat, dacă, mă rog, ai trecut testele și ești... îți mulțumesc frumos și o să ne mai vedem. Și eu vă mulțumesc. Da? Bine.
așa. Chiar îmi place. Hei, gata, am trecut testul. Aoleu, adică? Adică s-a dat la mine, cum ai zis. Am fost rece, cum ai zis. Și m-a angajat, nu? Păi ai șanse 99,9%, dar mă duc să aflu răspunsul președintelui și te anunț. Să nu te miști de aici, da? Zi! Da, nici nu știu cum să spun, pentru că ești o fată așa frumoasă, dar ai fost respinsă. De ce? Că am fost rece? Tocmai asta e problema, că tu ai fost doar rece și trebuia să fii super rece. Ai fost și zâmbitoare. Adică ți-a spus el asta într-o secundă cât ai fost tu plecată? Da, că el vorbește și repede. Chiar îmi pare rău. El vrea să aibă alături o femeie puternică și rezistentă la frig. Tu crezi că nu mi-am dat seama de scopul tău? Nu. Stai liniștită că ți-l las ție. Eu oricum n-am timp să joc rolul de prima doamnă. Am altă treabă în viață. Campanii, concerte, din astea. La revedere! Pa! Te-ai întors? Mi-am uitat pudra. De fapt, știi ce? Ți-o las. Am și pudră. Balet, stil, grăperniță, muzichire. Nu. Stai, lasă-mă cu romantismele astea, că sunt sătulă de la mine, da? Hai să trecem și noi la acțiune, că nu se știe niciodată ce mai apare. Mămica, nu te repezi că am mutat la barieră. Toate la timpul lor. Acilea la mine nu e probleme, vecinii e toți în vârstă. Deci nici vorbă de... Iar scandaluri nici atâta. Majoritatea e surți. Ei abia să înțelege între ei. Dar puteți să mai și certe. Deci, sfânta masă, crăpelnița și pormă. Că eu altfel nu... Ură inimă de ceapă. Doamne, cum miroase! Unde e asta, mă? E președintele. Nu pot. Să creadă că te-am dezlegat. Știi că nu am voie să vorbesc. Nu mă lasă contractul. Îl pun pe vibrații și nu se mai deranjeze, bine? Barbara! Da, șefu? Mă, tu știi unde e Emma? Că nu răspunde. Habar n-am. Da, ziceți-mi mie ce problemă aveți. Ai văzut-o cumva pe tipa care a venit pentru interviu? A plecat de mult. A zis că nu se simte atrasă de dumneavoastră. Că sunteți un burtos, chelios și mojic. Ce face? Eu? Mojic? Adică... Ce vrea să spună cu chestia asta? Mojic e ceva mic. Și aici cred că se referă la dotare. Șeful dumneavoastră ați lăsat-o să vă atingă? Nu, știi ce? Eu mincinoasă. Eu n-am nimic mic. Știu, șeful. Adică vă cred pe cuvânt. Eu mincinoasă. Ia auzi, dragă. Mojic? Păi și acum e, dacă își permite să-l facă pe președinte, burtos și chelios. Și mojic. Și sincer vorbind, nu este potrivită pentru valoarea dumneavoastră. Exact. De data asta îți dau dreptate. Eu trebuie să am lângă mine o femeie care să se uite la mine ca la un zeu. Ca la muzeu? Ca... Da. Ca la un zeu! Un zeu! Acum ai auzit? Da. Înțeles? Păi atunci, poruncește-mi orice, zeule. Da, să-mi era frică. Da.
îți poruncesc, da? Să ieși afară din biroul meu. Cred că am înțeles ce înseamnă mojic. Mă duc să verific. Ce verific? Robinetii de la baie. Da. Auzi? Ma? Nu crezi că ar trebui să trecem la acțiune? Păi, romantism, romantism, dar exagerăm. Doar pasajul ăsta, că e genial. Închide ochii și ascultă instrumentele. Simtește emoția? Hai să nu-mi zici că plângi. Nu, de ce să plâng? Adică pasajul e cutremurător, e emoționant. Dar eu sunt bărbat, nu sunt grugă de coceni, una, două, să... Ilarie, curge apă din tavan. Nepandele, închide vreo apă la baie, că iar mă inund, două măsa. E doar apă. Nu, nu e doar apă. Mă. Nepandele, vezi că iar n-ai nimerit vreo toaleta, două măsa, ne păcem de râd. Barbara, poți să te întreb, ce faci? Te fac să te simți ca un zeu. Nu asta ai cerut. Știu, eu sunt doar o muritoare, dar tu mă poți transforma în Afrodita. Gând la gând cu bucurie, că fix în asta vreau să te transform. Adică? Adică o să-ți rup mâinile și o să te bag cu ele. Cornelu, intră aici, uite! Ce, Cornel, ce are asta? Mă... Ce tare e faza cu Afrodita. Hai să o folosim mai des, dacă ne scapă de nebună. A, da, ea e nebună. Dar tu, domn președinte, te simți bine cu leușteanul ăla pe cap? Da. Oh, mă, sclava ta! Iată, jungem în banara mă, cățară mai cum... Vreau să fii banar! Ia uite, cum i-a zis banara! Vreau și să fii târâtur! Eu așteptam să zici cum ai zis atunci cu Bibi și am uitat! Și tu ți-asumi toată răspunderea. Eu? Da, tu, să nu cumva să mă implici pe mine, că vă dau afară pe amândouă. Hai, mă! Dar vă spun, mă, că serios. Este tras, mulțumesc. Ce? Ce faci? Să trăiți, domn ministru. Să rămână mamaie. Porcule, ce ești! Ce nesimțit! Aline! Ce e, mă? Să trăiți, domn ministru! Ce? Să trăiți, să trăiți! Porcule, ce ești! Ce ești un coa bătrân? Dacă te-ai gândit la ce m-am gândit și eu, da? E bună, nu? De loc, stai că acum nu, nu pot. Aia nu e erecție? La cine? Nu mă, tu mă faci robot! Ai, ia! Că de-aia putea să dau și la variantă. 1, 2, 3, deci... Hai! Hai!
exigențele staff-ului meu, care sunt foarte exigente, dacă îmi permis să mă repet. Nu îmi permis să mă repet, nu? Am înțeles. E bine, nu, dacă nu, fața ne-a zis. Da, după privire văd că nu îmi permit să mă repet. Bine, mai intru la asta atunci. Dar tu, domn președinte, te simți bine cu Leușteanul ăla? Nu zici că da? Ia cu mâinile în șol. Am vrut să joc la capăt, n-am putut. Acest program este disponibil și pe Prima Play.